Regimul termic va fi ușor sub cel climatologic normal în următoarele două săptămâni, iar ploile vor continua să fie prezente în majoritatea zonelor țării, atât la începutul primei săptămâni de prognoză, cât și după 11 iunie. Se arată în prognoza ANM valabilă pentru intervalul 6-19 iunie. La Giurgiu, deși săptămâna a debutat cu vreme instabilă și ploi însemnate cantitativ, în zilele ce vin precipitațiile vor lipsi din peisaj, iar cerul va fi parțial noros. Pentru zilele de miercuri și joi, cerul va fi mai mult acoperit, temperatura maximă va fi în jurul valorii de 24 de grade. Vântul va sufla calm, iar pentru weekend cerul va fi variabil, dar și cu soare, iar temperatura maximă în jurul valorii de 28 de grade. Vom mai avea parte de precipitații abundente? Precipitații nu vom avea. Așadar, vremea care a început să se răcească din data de 7 iunie, valorile termice vor crește treptat de la o zi la alta și vor ajunge până la 28-29 de grade. Regimul termic nocturn va suferi modificări semnificative în prima săptămână de prognoză, când minimele vor fi cuprinse în medie între 10 și 13 grade, apoi vor oscila în jurul la 15 grade. Astfel, după mai multe zile cu precipitații, temperaturile vor crește din nou după data de 10 iunie.